Accidentul s-a produs azi noapte în jurul orei 1:30 pe drumul European 85 în localitatea buzoiană Spătaru. Un bărbat de 50 de ani din Suceava, care conducea un tir de la Buzău către Urziceni, a părăsit șoseaua, distrugând totul în cale. Gardurile a trei gospodării, precum și două mașini parcate în zonă. Impactul a fost atât de puternic încât câteva anexe gospodărești, dar și un depozit de fier forjat, au fost pur și simplu spulberate. Toate sunt acum o grămadă de moloz. Noapte la 1:30 am fost anunțat, eu nu stau aici. Și am venit, am văzut dezastru ăsta, nu pot să spun altceva. Era un magazin de elemente fier forjat și depozitul aferent. Deci magazinul distrus total, depozitul cred că un 30% cumva, dar piese multe stricate, elemente. Foarte scumpe. Scumpe toate, una peste alta sunt scumpe, da. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în accident, însă pagubele sunt uriașe. Șoferul a fost testat alcoscopic, rezultatul fiind însă negativ. Deși șoferul le-a spus oamenilor legii că a vrut să ocolească un obiect aflat pe carosabil, cel mai probabil, spun polițiștii, șoferul tirului a adormit la volan din cauza oboselii. Polițiștii de la Serviciul Rutier Buzău au deschis o anchetă și continuă cercetările pentru a afla cu exactitate împrejurările producerii evenimentului rutier.